Cele 10 porunci. Porunca 1. Există un singur Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei în afară de Domnul pe care ni-l descoperă Biblia. Porunca 2. Să nu te închini la icoane, statui sau la alte obiecte și vețuitoare. Porunca 3. Să nu vorbești despre Dumnezeu fără respect. Nu folosi numele Lui nici Biblia pentru a glumi. Porunca 4. 6 zile să lucrezi, să te joci, să-ți faci temele, iar în ziua a șaptea, care este sâmbătă, să mergi la biserică, să citești, să înveți mai mult din Biblie și să mergi în natură pentru a vedea ce a creat Dumnezeu. Porunca 5. Să asculți de mama ta și de tatăl tău și să respecti pe toți oamenii. Porunca 6. Să nu iei viața niciun ființe, să nu faci rău nimănui, nici cu vorba. Iubește pe toți oamenii, așa cum îi iubește Dumnezeu. Porunca 7. Să nu te uiți la nimeni care este dezbrăcat, nici în ziare, nici în reviste, nici la reclame, nici la calculator. Porunca 8. Să nu furi și să nu pui mâna pe lucrurile care nu sunt ale tale, fără să ceri voie de la proprietarul lor. Porunca 9. Să nu minți pe nimeni. Recunoaște când ai greșit și spune adevărul. Porunca 10. Să nu poftești lucrurile pe care le au alți copii sau oamenii mari. Așteaptă până când le vei avea și tu, căci Dumnezeu ți le va da dacă sunt lucruri folositoare pentru tine. Amin!